Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, Gorjul în direct alături de mine în studio, doamna Anca Burdușanu, Partidul Social Democrat. Bună ziua, bine ați venit, doamna Burdușanu. Doamne, mă uitam pe hârtie și trebuie să-mi invers, PNL, da. Și domnul Berca de la PSD, ați auzit, da? De asemenea, domnul Eduard Berca, PNL Goș, bună ziua, bine ați venit, bine, domnule Berca. Găsit. E adevărat, dar pentru că asta eram într-o discuție, mă concentrez și nu fac astfel de confuzii, deși poate la un moment dat lucrurile se pot schimba. Vorbim despre ceea ce se întâmplă în primul rând în Partidul Național Liberal, domnule Berca, deși PSD-ul menține atenția, dar cu evenimente care în special se petrec la nivel central, sigur, și la nivelul județului Gorj și au apărut unele declarații care pot foarte ușor să fie comentate. O să facem chestia asta pentru că vorbim despre persoane sau mai mult despre portrete robot, așa v-ați luat după exemplu celor de la PNL, realizați portrete robot a persoanelor care sunt potrivite să candideze la primăria municipiului Târgu Jiu, însă începem cu informațiile dinspre PNL, domnule Berca. Sunteți în război cu colegul dumneavoastră, Mihai Paraschiv, care ieri și-a dat demisia din biroul permanent local? Nu. Nu sunteți dumneavoastră, dar dumnealui este în conflict cu dumneavoastră, este foarte supărat, se simte trădat, chiar a avut o exprimare destul de agresivă, cum că a fost înjunghiat pe la spate de colegii din partid. Sunteți una dintre persoanele la care făcea referire. Ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic din punctul meu de vedere. Chiar nici eu nu înțeleg și aș vrea să mă ajutați. Cu ce să vă ajut? Să mă dau ce nu înțelegeți? Ce vrea să spună. Că... Da, asta o spuneți așa. Nu, o spun foarte ironic, sincer. Aveți nevoie de ajutorul meu. Noastră știți bine despre ce-i vorba acolo. Nu, dar haideți să ne să punctăm un pic. Da, ce a fost? Au fost niște alegeri, nu? Da. A fost propusă ocuparea funcției de prim vicepreședinte al organizației municipale, da? A fost propus Mihai Paraschiv, eu l-am propus pe Mihai Paraschiv, într-adevăr am avut o discuție cu ceva timp în urmă cu el și a fost de acord cu acordul președintelui Romanescu. A mai fost un candidat, un contracandidat al lui. Eu am constatat aseară, am văzut discursul și declarația lui Paraschiv, că el s-a ocupat în timpul ăsta cu trasul cu urechea, cu privirea, în sensul în care ar fi văzut votul. Ce am votat, că i-am tăiat pe amândoi, zice el. Ce vă întreb? Profilul moral al unui prim vicepreședinte de partid, de organizație municipală, corespunde cu al uneia care trage cu urechea, unui spion, de fapt, care se uită în documentele colegilor și fiind vorba de vot secret? Îl faceți pe domnul Paraschiv spion? Păi, el a recunoscut aseară că s-a uitat la modul cum eu am votat. Dacă mă întrebați pe mine, întreb, chestia asta se practică. Eu vă întreb doar, da? Deci, se practică. Principial, da? Să zic că o fac retori. Și nu vă întreb pe dumneavoastră, întreb activul Partidul Național Liberal. Dacă un coleg care face lucrul ăsta, se uită în bucătăria, în, practic în intimitatea, intră în intimitatea mea de votant, da? Curiozitatea l-am împins. Trebuie să fii spion. Ești curios. Ești prim vicepreședinte, nu faci așa ceva. Da, acum, explicați-vă puțin, dacă tot e public votul dumneavoastră, da? Domnul Paraschiv a spus, doamne, nu ne-a tăiat pe amândoi, da? Dacă e public. Recunoașteți că asta ați făcut, da? Recunosc că așa am făcut. Dacă tot l-ați propus de domnul Paraschiv, de ce nu ați mers până la capăt cu susținerea pentru domnul Paraschiv? Bun, haideți să vă spun de ce. Să ne... Imediat, doamna Burdușan. Da, s-ar putea să dureze, doamna Burdușan. Nici o problemă, am răbdare să vă spun că sunt și eu chiar foarte curioasă. Sunteți? Da. Da, mă bucur. Deja stârnim interesul. Ați văzut? Da, e foarte, foarte interesant. Și să știți că ascult cu urechea stângă și nu sunt spion. Cu preambulul, mă bucur și asta, da. Deja îmi confirmați o convingerea mea mai veche. Imediat îmi spuneți care e, că e interesant. Nu, eu cu doamna Burdușanu am avut întotdeauna discuții de principiu. Da. Nu m-am lansat și n-am avut niciodată, n-am intrat în clinciuri din astea de... Și să știți că nici nu voi, nu voi face, nu numai cu dumneavoastră, și nici cu ceilalți. Dezbaterile nu presupune, sau o dezbatere nu presupune neapărat ceartă, scandal. Absolut. Și așa mai corect. Departe. Cele mai de bun simț sunt aceste discuții de principiu tratate pe un ton al bunului simț. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Ok, bun, să continui, da? Deci... Cum a decurs ședința? Marcel Romanescu a venit, a propus această ordine de zi, habar n-aveam și eu și nici Robert Ciocioi nu știam care vor fi punctele de pe ordinea de zi.
Mi-a dat cuvântul să fac propunerea, după aceea, nefiind pregătite biletele, fiind vot secret, e vot la persoană, nu am avut pregătite, neștiind ordinea de zi, buletinele de vot. Robert Ciocioi s-a retras să le inscripționeze cu cei doi candidați. Am trecut la povești. Am vorbit despre referendum. Mihai Paraschiv spunea la un moment dat că își dorește să folosească activitatea colegilor din organizația municipală ca și o viitoare recompensă pentru alegerile din 2020. Deci, practic, cine adună mai multe semnături, asta a spus-o în public acolo, va fi, în sfârșit, susținut pentru candidatura la Consiliul Local în 2020. Lucru care pe mine m-a enervat teribil. Erau două probleme diferite. Odată referendumul, pe care încercam să-l cumva să mai resuscităm, să mai povestim despre el, dar s-a dovedit că și colegii din birou, majoritatea au fost împotrivă și ca atare nu s-a mai discutat despre el sau nu s-a mai finalizat nicio propunere. Dar ideea asta a lui Mihai Paraschiv de a lega două evenimente, de o importanță destul de mare, și dar la momente diferite, mi s-a părut iarăși o lipsă de maturitate politică. Și atunci m-am gândit, mă, stai puțin, că omul ăsta, dacă e a doua sau a treia oră când folosește metode de genul ăsta în a motiva, cumva, în mintea lui, așa cred că ar fi rămas ca și motiv de impulsionare a activului de partid a colegilor din organizație. Înseamnă că nu știe, nu cunoaște, da? Deci nu poate să ocupe funcția de prim vicepreședinte. Deci ăsta a fost singurul motiv care v-a determinat să votați așa cum pentru ați făcut. Da, ca să... Poate nu v-ați și reprodus și filmul. Inițial am procedat la a-l susține pe Mihai și după aceea când mi-am dat seama ce prostie pe care i-am și reproșat-o în... Adică dacă tăcea filozof rămânea pe scurt. Din punctul meu de vedere, absolut, asta a fost singur motiv și... Deci să legi chestia, da. Să spui, bă, gândiți-vă ce ar însemna, ce se precipită lumea, să vină cu tot felul de liste, aiurea și așa mai departe. Deci a fost o, din punctul meu de vedere, o prostie mai mare decât el. O prostie mai mare decât el, dar însuși referendumul este o prostie la nivelul municipiului Târgu Jiu, la care înțeleg că ați renunțat în momentul de față. Ați venit dumneavoastră și de la PSD și ați aruncat așa gaz pe foc și ați spus că ia stați că dacă faceți voi asta, organizăm și noi referendum pentru primăria municipiului Târgu Jiu. De ce să nu schimbăm și primarul dacă tot schimbăm Consiliul Local, doamna Burdușanu? În primul rând, dați-mi voie să transmit la mulțimea tuturor ascultătorilor și telespectatorilor că este prima apariție pe care o am la dumneavoastră anul acesta. Da, da, Dumnezeu multă sănătate și dumneavoastră Doamne ajută de asemenea. Putere de muncă și împliniri. Discuția, de fapt discuțiile, cum să spun, un subiect de acest gen nu a fost discutat într-un cadru organizat. Noi am râs de prima dată de această variantă de a face referendum pentru dizolvarea Consiliului Local. Noi n-am spus că vom face referendum pentru demiterea primarului. Noi am spus că a venit ca o replică. Se poate face referendum și pentru demiterea primarului, dar noi n-am crezut o secundă că e vorbesc serios. Dar legal se poate face referendum și pentru demiterea Consiliului Local, cum se poate face referendum și pentru demiterea primarului. Dar noi nu am crezut, repet, 3 secunde măcar, că se poate lua în discuție această variantă. Și vă spun și de ce. Pentru că și într-o parte și în cealaltă s-ar crea o instabilitate la nivelul municipiului Târgu Jiu, o instabilitate care nu este dorită de nimeni. Noi nu vedem oportun nici un referendum pentru demiterea Consiliului Local, cum nu vedem oportun nici demiterea primarului. Pentru demiterea primarului. Bun. Sarcina dumneavoastră acum în Consiliul Local este ușurată de această fisură din PNL, din rândul consilierilor PNL, probabil se va resimți și în Consiliul Municipal. Nu știu cum ar putea afecta acest lucru. Colegii mei consilieri municipali știu foarte clar că în momentul în care există un buget trebuie votat. Știu la fel de bine că în momentul în care există investiții, aceste investiții trebuie votate în Consiliul Local. Nu cred că are legătură proiectele din Consiliul Local
cu discuțiile care au loc în interiorul. În această situație, primarul Marcel Romanescu va trebui mai mult decât până acum, dacă pozați într-o echipă unită PNL în Consiliul Local și domnul primar putea să se bazeze pe toată lumea, probabil că acum lucrurile vor diferi puțin. Vor fi tabere care îl vor susține pe primarul Marcel Romanescu și oameni care nu. Vă uitați cu sprânceana ridicată, ceea ce... Nu cred că acum, sigur că domnul Romanescu este și mai mult la mâna dumneavoastră, pentru că nici pe echipa personală nu se va mai putea baza pe toată lumea. Arată cumva dinspre PSD tabloul ăsta sau doar eu îl văd așa? Eu am ascultat declarațiile domnului Romanescu și am văzut că domnia sa își dorește liniște. E foarte important. Și dumneavoastră, de asemenea, ați declarat că, faptul că se poate baza pe dumneavoastră. Faptul că se încearcă o cale de comunicare cu PSD-ul și că se încearcă o cale de comunicare cu Partidul Național Liberal ar fi benefic pentru primar în sine. Absolut. Să aibă liniște în Consiliul Local și să îi ar treacă, fi benefic pentru toată lumea. Să îi treacă proiectele și benefic pentru cetățenii municipiului Târgu Jiu. Vă repet și nu vă spun că sună bine pentru electorat. Toate proiectele ce vor viza investiții și sunt susținute, au o bază legală, vor fi votate de către consilierii Partidului Social Democrat. Și discutat cu colegii mei și spuneau că așteaptă să vadă și cum este creionat bugetul pe 2018. Acum, sigur că rămân la curiozitatea ce v-a făcut să fiți mai înțelegători sau mai înțelepți pe dumneavoastră și de la PSD. Chiar și pe domnul primar Marcel Romanescu. Ce, a fost așa un declic în perioada sărbătorilor de iarnă și a zis, stați un pic, așa nu merge, trebuie să ne revenim și să facem lucrurile să meargă? Noi spunem că un consiliu local blocat nu aduce nimic. Eu asta spun de când a preluat Marcel Romanescu mandatul, dar nu știu de ce doar acum s-a înțeles. Pentru că nu a existat o comunicare. Așa, acum s-a deschis calea de comunicare. Păi a fost semnalul dat de către primar. Prima dată declarația am auzit de la domnul Laurel Popescu, recunosc. Dar poate acolo, la ei, în bucătăria internă, păi s-a făcut... Păi au purtat discuții și semnalul a fost dat de către primar. Dacă primarul va menține această cale de comunicare cu toți consilierii locali, nu mă fac acum referire numai la PSD, și la PNL. Dacă va exista o colaborare cu ei, va avea liniște în Consiliul Local. Domnule Berca, sigur, aceleași întrebări vi le adresez. În luna iunie, când Marcel Romanescu era instalat primar, absolut tot staful PSD din Consiliul Local, inclusiv cei doi viceprimari, declarau în gura mare, putem să, sigur, aveți înregistrării ale din vremea respectivă, că îl vor susține cu toată ființa lor și cu toată determinarea. Era directiva domnului Cârciumaru ca toată lumea să se... Nu v-am întrebat. Da? Pe Marcel Romanescu. N-au trecut nici o lună de zile și deja am avut proiecte trântite în Consiliul Local. Deci eu personal, așa cum o cunosc pe doamna Vorduceanu, aș încerca, aș vrea să o cred. Dar doamna Vorduceanu este aici, probabil la sediul partidului, iar în Consiliul Local sunt Pasti, Petcu, Ștefan, și așa mai departe, care Pasti, de exemplu, ca să rectificăm un pic, spunea foarte clar că nu putem, nu că putem face referendum, vom face, nu e adevărat, facem și noi, haideți să ascultăm declarația, păi, ascultăm declarația că facem, dacă două... fac ei referendum de demitere, facem nu și noi referendul, vă nu, rog să ascultați declarația la radio, la radio, la radio infinit. Așa a spus, facem, nu. A spus, facem referendum pe noi, dacă aș putea facem, să fiu arbitru, adică deși nu suntem să... aici într-un ring, suntem, așa nu, a sunat. Putem și noi să facem pentru demiterea primarului. Nu, haideți că o caut. Da, uite, și în timp ce putem aici să discutăm. Doamna Vădușeană, pot să o caut? Da, vă rog, de ce nu? Iar dumneavoastră, care sunteți colegi de partid cu domnul Romanescu, nu ați reușit să găsiți o cale de comunicare, da? Cu cine? Cu primarul. Cum să nu le ați avut, ce Dumnezeu, că dar colegii noastre de partid au venit la emisiuni și spuneau că nu au dialog cu primarul. Păi dacă... Care colegi? Noastre de partid. La un moment dat și dumneavoastră ați spus-o. Citez. Deci asta, nu știu cu cine se sfătuiește domnul primar, cu noi nu o face. Nu, eu am încheiat citatul. Tot cu mine în emisiune era, dacă nu mi-aduc să comunic, foarte bine o problemă aminte. Dată, pe o temă dată. Păi nu, dar vă era dacă... vorba de o temă pe care dumneavoastră o lansaseți la momentul ăla. Domnul Berca. Acum,
primarul Marcel Romanescu am fost la ședință împreună. Bun. Da, și am discutat și probleme de curiozitate. De ce domnul Romanescu n-a participat și la birou permanent județean? Este prima dată când Marcel Romanescu poartă o discuție cu Aurel Popescu pe ce înseamnă proiecte de consiliu local. Asta eu știu din presă, că am citit și a confirmat domnul Aurel Popescu, că nu l-am întrebat dacă s-a dus domnul Romanescu să poarte discuții. Mă rog, dar este prima dată când abordează o astfel de atitudine, care este binevenită. Până acum, domnul Marcel Romanescu nu a avut colaborare și n-a avut comunicare cu toți consilierii sau cu o parte a consilierilor liberali. Păi dacă nu s-a putut comunica cu colegii domniei sale din partid, cum să comunice cu atât mai mult să comunice cu consilierii municipale ai Partidului Social Democrat. Nu s-a făcut așa ceva. Eu văd, sau îmi doresc cel puțin, sau asta a fost semnalul pe care eu așa l-am interpretat, poate am interpretat greșit. Am văzut acum, la început de an, o deschidere mai mare, vă rog, a domnului Romanescu. Eu nu înțeleg, cred că doamna Bordușanu inversează puțin ordinea în ierarhia primăriei. Ia să auzim. Da? Deci noastră l-acuzați pe Romanescu că n-a avut comunicare în condițiile în care viceprimar este Aurel Popescu, care are delegate sarcini foarte clare vis-a-vis de fundamentările la proiectele de hotărâre și așa mai departe. Care, dacă mi-aduc aminte bine, da, și am reproșat lucrul ăsta în Consiliul Local, a ținut ascuns raportul ANAF 20 și ceva de zile. Cine l-a ținut, domnule? Sau, nu știu, Răduțoiu, dar în sfârșit, cu semnătura lui Aurel Popescu. Haideți, domnule. Deci, doamna Bruceanu, ne ducem înapoi, Aurel Popescu a dirijat acel raport ANAF, da? Cu semnătura lui, la Răduțoiu, care l-a băgat la setar. Eu cred că vă aflați deci, într-o mare... Deci, nu, dumneavoastră vă aflați într-o mare înare. Comunicarea trebuia să vină de la cel care avea delegarea. Delegarea, să nu uităm sunt, de eram în Consiliul Local. De momentele în care, doamna Bordușanu, eram în Consiliul Local când am văzut raportul ANAF diverse, cu viza indicativă lui Aurel Popescu. Da, despre ce vorbim? Da, asta vreau să spun, despre ce vorbim. Despre recunoașteți ce vorbim? Care sunt faptele. Da, deci Marcel Romanescu este primar. Marcel Romanescu trebuia... Lui Marcel Romanescu trebuia să... proiecte pe ordinea de zi, domnul Berca. Și doar știți despre păi ce dacă vorbesc. El e inițiatorul, ce zoacă? Păi și nu atunci, unde există comunicarea? De unde să știu eu ce proiecte sunt dacă el le bagă în ședința de Consiliu Local? Ce, când? Adică la diverse? Vă referi? În ședințe. Fără discuții, fără dezbate? Păi, la care? Nu e normal da, să... Un pic, păi dar nu, da. Am impresia că nu... Nu, există o listă... Aveți... Ba, am. Așa, și orientarea. Dacă sunteți un pic atenți, mă înțelegeți. Da. Sunt proiectele pe ordinea de zi, da? Da. Care sunt cunoscute. Așa. Bun. Și există și un capitol acolo, diverse, da? Corect. La capitolul diverse vine domnul primar și introduce atunci în ședință nu. Niște... Nu. Păi nu, că a venit și Adi Tudor. Vine și introduce a niște venit proiecte Adi Tudor și a introdus, doamna. Care sunt destul ultimul de importante. Ultimul l-a introdus Adi Tudor, penultimul l-a introdus Adi Tudor. De acord, nu zic. Nu păi zic. Atunci nu mai ziceți. Păi, ascultați-mă, care Adi Tudor... Eu vă ascult. Dacă mă lăsați să termin ideea, vă și spun, vă mulțumesc foarte mult. Și vine și introduce la capitolul diverse niște proiecte care sunt destul de importante și care ar fi trebuit la să fie discutate. Domnul, strict. Sunteți consilier local, ce dracu, nu stau să vă spun eu ce proiecte sunt introduse nu, la capitolul diverse. Măcar pe, unul singur. Le știți foarte bine care le sunt. Le știu, dar spuneți-mi la asta. Păi, da, le știți foarte bine, nu vreți trebuie să vă ajut? Reproduc eu acum. Bun, este... Vreți să vă ajut? Ajutați-ne cu un dar exemplu. Dar probabil de... se referă, le știe, se referă la proiecte gen... Le știe. Proiect de hotărâre la ședințele de îndată în care, într-adevăr, nu poți să anunți, doamna Bădușanu, așa spune dai. Procedura. Procedura la ședințele de îndată e regim special. Nu se trec prin comisii, dar e în regulă modul acesta. Dată ședință, doamna Bădușanu. Vă spun un lucru. Ne-am dorit ca semnalul pe care l-a dat primarul Marcel Romanescu acum la început de an să și fie unul... unul real și să țină pe tot parcursul anului, în așa fel încât liniștea pe care ne-o dorim cu toții în Consiliul Municipal să fie cea mult așteptată. Și repet, atâta timp cât proiectele vor avea, sunt sustenabile, ele vor fi votate de către consilierii municipali. Nu este nimeni nebun să nu voteze un proiect care ar aduce, dar repet, să aibă să fie foarte bine argumentat.
Bun. Pe de altă parte, haideți ca să vă mai întreb ceva. Și mi-l doresc. Nu, nu vreau ca să facem din nou dezbatere pe subiectul legat de achiziția terenului de pe strada Geneva. Dar eu nu am înțeles un lucru. Și poate mi se explică. Oamenii spuneau, sau consilierii spuneau, eu, noi nu știm ce e cu terenul ăla. Nu, dar interesează-te. Deci ești acolo. Știai că urmează să fie supus din nou, pentru că la prima ședință de îndată nu a trecut. Știai că în, peste două zile se organizează din nou, sau peste trei zile din nou ședință de îndată, pentru că declarase domnul primar Marcel Roman. Dar nu te interesezi, adică tu nu știi. Și în continuare primei explicația, noi nu am știut, n-a fost bine fundamentat. Dar interesează-te, domnule, că ai timp în trei zile să știi de la mama lui cine l-a pus acolo. Cine a fost primul proprietar, înțelegi? Despre asta e vorba. Nu dezbat de ce nu s-a votat. Ulterior, declarațiile au tot venit, am înțeles că a fost altceva în spate, dar cel puțin asta nu-i salvează. La prima vedere, declarația că nu știm, n-am știut, pe această speță, în acest caz, nu-i salvează. Puteai să știi, trebuia să știi. Aveai timp să te interesezi, dacă vrei să votezi în consecință, în cunoștință de cauză. Bun, dincolo de asta, vis-a-vis de introducerea proiectelor așa, pe sumasă, domnule Berca, e în regulă că se organizează, pe masă, da? E în regulă că se organizează așa des ședințe de îndată, oamenii chiar vor să, până la urmă, e enervant, dar stați un pic, că numai ce se închisă, păi, cei de la PSD, că numai ce se termină ședința ordinară, da? Să vă dau un exemplu. Nu știu despre ce declarații, sincer, nu le-am auzit. Să vă dau un exemplu. Nu știu despre ce declarații ale cărui coleg sau căror colegi. Colegii dumneavoastră sunt deranjați de aceste ședințe de îndată mult prea frecvent organizate și spune, domnule, dar stați un pic, numai ce s-a terminat ședința ordinară, da? A fost ieri, alaltă ieri. Deci trebuie să mai organizați una de îndată cu subiect care frumos, cu referat, trecut prin comisii, se putea regăsi pe ordinea de zi și votam și noi. De ce vă folosiți de această pârghie pe care o aveți la îndemână pentru a evita comisiile și așa mai departe, dezbaterile? Ca să respectăm termenele. Și vă dau și un exemplu. Tocmai din cauza grăbii puteați să veniți mai devreme cu ele. Deloc. În mandatul trecut, vă dau un exemplu pe care, din perspectiva mea, este extrem de elocvent. Primarul Florin Cuciumaru a venit la un moment dat cu un proiect pe care l-a inițiat, vrea să plece într-o delegație el. Vrea să plece într-o delegație nu știu unde, cu invitație, cu tot. M-am uitat pe el, era la divers, da? La momentul ăla. Dar Florin Cuciumaru respecta chestia asta, făcea doar ședințe, câte una extraordinară din an în Paște. Mă uit pe el, și văd acolo că invitația respectivă era în 28 sau 29. Trebuia confirmată în 25. Și l-am întrebat frumos pe Florin Cârciumaru. Domn primar, mata mai vrei să pleci? Păi de ce zici? Că trebuia să dai telefon acum 3 zile. Da? Într-adevăr, trebuia supus acel proiect Consiliului Local, că era vorba și de finanțare, se cerau niște bani. Și zice, păi cum? Păi uite că aici scrie că în 25-a lunii trebuia să-ți dai telefon să spui, bă, mă duc. Mă ta aici, vii și spui. Folosesc termenul ăsta așa mai pe înțelesul tuturor. Vii și spui că da, suntem de acord, să ne propui nouă să fim de acord să pleci acolo. Dar mă ta ai confirmat? Cum s-a blocat? L-a întrebat ceva pe Marius Ionescu în spate sau pe nu știu cine. Zice, da, am confirmat. De asta trebuie să facem ședință de îndată. De asta, de exemplu, trebuia să facă și Florin Cârciumaru și Aurel Popescu când au primit raportul ANAF ședință de îndată extraordinar de care vroiau și să-l pună în dezbatere să nu se ajungă în situația asta. Acum, inevitabil s-ar fi ajuns în situația asta, dar poate mai devreme. Vă rog. Trecând mai departe, discutăm despre ceea ce se întâmplă la PSD, așa cum spuneam, lucrurile nu sunt deloc pe calm nici la dumneavoastră în partid. Domnul Weber a aruncat așa bomba pe piață, a spus că are deja două nume de posibili candidați la primăria municipiului Târgu Jiu, persoane care în urma unui realizării unui portret robot ar fi în jurul vârstei de 40 de ani. Asta este vârsta ideală. Aveți cunoștință la cine se referă domnul Weber? Habar nu am pentru că Eu cel puțin nu am informații că s-au purtat discuții în interiorul partidului despre o posibilă candidatură pentru primăria municipiului Târgu Jiu.
în altă ordine de idei, nici ședințe, un birou permanent județean, o discuție în rândul organizației municipale. N-au fost ședințe în care să se dezbată aceste subiecte. Unele subiecte dezbătute în ședința, de exemplu, a biroului municipal a fost legată de sărbătorile de iarnă. Nici de cum de un profil al candidatului, de o viziune pe și care... Și atunci, domnul Weber, de unde cu aceste nu declarații? Nu știu. Sincer să fiu, nu știu de unde aceste declarații. Eu le-am văzut din presă. Probabil domnia sa a găsit două variante cu care va veni în fața colegilor într-un birou permanent județean după ce se vor purta discuții și cu organizația municipală și le va prezenta. Asta vreau să spun, urmează să organizați... Un lucru e cert, că decizia... Întâlnire în cadrul organizației județene, pentru că domnul Weber are de dat niște explicații. E clar că partidul în luna aceasta va convoca un birou permanent județean, cel puțin așa cunosc eu la această oră, dacă nu apar alte modificări, și se va discuta și acest subiect. Părerea mea personală este că e mult prea devreme să vorbim acum despre un profil, un candidat și așa mai departe. Nu e nici rău că ne pregătim și că putem face din timp sondaje de opinie, putem să creștem acel posibil candidat. Dacă este să o gândim și pe această linie, este în regulă. Dar decizia de a sau decizia privind propunerea nu se va lua de o singură persoană. Decizia se va lua în urma discuțiilor purtate în organizația municipală și într-un birou permanent județean. Nu într-un comitet executiv, dar într-un birou permanent județean este necesar. În interiorul organizației municipale este și mai necesar. Eu așa aș vedea lucrurile și mai mult ca sigur că așa se va întâmpla. Nu mă întrebați dacă știu la cine face referire și vă spun cu toată sinceritatea. M-am întrebat, a zis că nu știți. Nu știu, chiar nu știu, nu cunosc, nu știu. Da, cred că vă distrați foarte tare când vă uitați către PSD, domnule Berga, vă văd așa expresia. De semna candidații la alegerile parlamentare la PSD. Mi-aduc aminte și era exact cum spunea doamna Voldușa. A fost. Într-un fel votăm, altfel se ia decizia. Adică deci eu cred că... PSD-ul a fost mult frământat prematur în ultima perioadă de astfel de mișcări și cu atât mai mult e surprinzător că nu... încetați să apăreți cu astfel de momente și cu astfel de declarații în presă. Ați văzut că deja lucrurile nu se mai discută în interior, se discută în public. Domnul Adrian Tudor, care a fost exclus de domnul Weber, i-a dat replica și o replică extrem de tăioasă, astfel încât noi ne-am gândit, doamne, stați un pic, că la PSD înseamnă că se formează grupuri care încep să acționeze. Atenție, domnul Claudiu Manta a declarat aseară, doamna Burdușanu, că PSD Gorj va trebui ca în 2018 să organizeze conferință de alegeri. Altfel s-ar putea să aveți o problemă. PSD Gorj ar trebui în momentul de față să ajungem la o linie de comunicare internă. Pentru că, într-adevăr, aceste declarații pe care le fac colegii mei nu fac bine partidului, nu fac bine organizației. Și a mai existat în istoria organizației județene momente în care părerile personale erau spuse prima dată în presă și apoi în interiorul partidului. Noi toți ceilalți urmând să aflăm din presă cam ce gândesc colegii noștri. Este important pentru noi ca organizație ca toate opiniile să fie discutate sau spuse în interiorul partidului. E important să în momentul de față și în perioada imediat următoare să dăm un mesaj de unitate în partid și de liniște în partid. Altfel, într-adevăr, aveți o mare dreptate, se vor crea tabere. Aceste tabere nu aduc stabilitate organizației. Aceste tabere vor... într-o oarecare măsură, mare sau mică, vor destabiliza organizația. Și cred că este momentul, în perioada imediat următoare,
să purtăm discuții noi în interiorul partidului, în interiorul organizației și să dăm această linie de stabilitate și de unitate. Iar părerile, încă o dată o spun, sunt importante a se emite în interior și nu în afara lui. Este bine ca toate frământările să se discute în interior. Avem un președinte, executiv, avem un birou politic, da, permanent în județean. În care toată lumea poate să-și exprime nemulțumirile sau să vină cu opinii, cu păreri, cu ce vor. Pe de altă parte, mi se pare foarte interesant și modul în care încep cei de la PSD să-și manifeste nemulțumirea legat de faptul că nu au fost susținut pe funcții. Ați văzut și dumneavoastră, PSD Goș lucrează în această perioadă la schimbarea unor șefi de deconcentrate. Unde ar trebui, domnule Berca, la o analiză făcută de dumneavoastră, cei din opoziție, să se facă urgent schimbări la deconcentrate în județul Gorj? Unde ar trebui? Da. Care instituție nu funcționează și acolo unde dumneavoastră credeți aici că ar trebui să se procedeze la... Aici mai indicat să vă dă detalii sunt cei de la județ. Acolo. Nu puteți... Sau, trăiți aici, Dan toate instituțiile de deconcentrate sunt în Târgu Jiu, adică trebuie să știți funcționarea fiecarei direcții. Dar eu personal nu aveți nimic de reproșat nimănui. Un contact direct cu niciuna. În sensul ăsta nu pot să vă spun că aș avea vreo nemulțumire față de vreo persoană sau altă. Cert este că din ce am citit, eu le recomand celor de la PSD să umble la CV-uri, că nu le-au făcut bine. Adică nu, cum nu le-au făcut bine? Păi mai mult de atât ce să treci. Nu, CV-ul are și el importanța lui. Păi asta e foarte important. E foarte important. Dar cum CV-ul. Adică CV-urile nu sunt bine făcute sau nu avem ce trece, că nu înțeleg. Păi asta zic. Să umple acolo, să mai scrie niște rubrici. La ce faceți referire, că nu vă înțeleg? Florin Cârciumaru spunea la un moment dat că a trimis tot felul de CV-uri, nu? La minister și nu au fost selectat. Da. Păi prima, știți și noastră, prima, sunt convins, prima fază e selecția de CV-uri. Ca să treacă de selecția de CV-uri, CV-ul trebuie să fie interesant. Dacă nu e interesant, persoana care e în spatele CV-ului... Stăți ironic, nu așa se procedează. Este, ba da. Nu așa se procedează. Serios. În momentul în care vorbim de susținere la nivel central, vorbim de... Eu vorbesc de o societate comercială care statul este cel mai prost administrator, așa că nu procedează cum procedează un patron. Principiază, da, principial. Vă spun? Da. Eu așa zic, să umble la CV-uri. Sunt mulți nemulțumiți. Dumneavoastră știți de acolo din interior foarte bine problema asta legată de persoanele care și-ar fi dorit să fie susținute pe anumite funcții și lucrul ăsta nu s-a întâmplat. Nu știu în ce măsură veți reuși să îi împăcați până la următoarele alegeri, dar ceea ce este și mai grav și nu pentru dumneavoastră neapărat cei din PSD, ci pentru noi, întreg poporul român, pentru noi gojeni, este că PSD-ul din cauza frământărilor interne și la nivel central a cam uitat de programul de guvernare. În momentul acesta nimeni nu mai vorbește nimic, se discută doar despre demisia lui Carmen Dan, e o chestiune extrem de importantă, guvernul, ministrul trebuie să stabilească ce s-a întâmplat în cazul polițistului pedofil și cei care trebuie să răspundă s-o și facă, nu doar la nivel de declarație, însă toată chestiunea asta s-a transformat într-un câmp de luptă între liderii Partidului Social Democrat, cel mai puternic va învinge. Din cauza asta, cred că ați uitat un pic să ne explicați ce vreți să faceți cu măsurile programului de guvernare, la ce să ne așteptăm și așa mai departe, doamna Bărdușan. Am văzut și eu declarațiile premierului la ultimul comitet executiv de săptămâna trecută, săptămâna aceasta le-am urmărit la televizor și am văzut că zicea domnia sa că se impune o remaniere a guvernului, o analiză a miniștrilor. Așteptăm și noi să vedem un raport raportul pe care îl va face premierul, un raport pe care îl va prezenta undeva la sfârșitul lunii, 29-30 ianuarie. La Iași? Într-un comitet executiv, da, ce se va ține la Iași, pentru că suntem curioși să vedem la cine face trimitere, la cine face referire și de ce se impune o remaniere în acest moment. Dacă este să mă întrebați pe mine, personal, nu este o părere pe care o emit acum în numele partidului, este o părere a mea personală. Nu văd oportună demisia ministrului Carmen Dan pentru incidentul cu polițistul pedofil. Evident, subiectul este extrem de delicat, suntem părinți cu toții și nimănui nu i-ar conveni ca copilul să treacă prin așa ceva, ferească Dumnezeu de așa ceva. Dar nu văd oportună la acest nivel demiterea ministrului.
Da, trebuie umblat la nivel de brigadă, la nivel de superiori, dar nu la nivel de minister. Nu că vă spun acum că Carmen Dan este membru PSD, pentru că nu văd ministrul responsabil pentru situația creată să se ajungă în ipostaza de a-și da demisia. Repet, lucrurile oricum nu trebuie rămase la nivelul ăsta, pentru că e un subiect sensibil. Este un caz care a cutremurat o țară întreagă. Nu te așteptai. Da, să te așteptai mai mult cu cât pedofilul este omul legii. Da, te așteptai să vorbim despre un om care are probleme psihice, care a fost internat, care dar în niciun caz nu trecea cuiva prin cap că vorbim despre un om al legii. Domnule Berca, exagerez când spun că cei de la PSD au uitat un pic de programul de guvernare și se concentrează mai mult pe rezolvarea problemelor din interiorul partidului? Ei au uitat de mult, din punctul meu de vedere, da? Deci dacă mă întrebați pe mine ca și cetățean, care suport în momentul de față urmările scumpirii taxelor, carburanților, de ieri s-a scumpit gaz și așa mai departe, în contextul în care acciza s-a calculat la un curs record al euro ca urmare a măsurilor economice și așa mai departe. Ia să spunem și despre creșterea salarială. Eu vă spun, eu sunt în privat. Sunt în privat, eu v-am spus punctul meu de vedere. Mai sunt ca mine vreo 6 milioane. Așa, eu lucrez în privat. Discutăm de creșterea salarială în contextul în care deficitul balanței externe de plăți s-a dus apasând bete, în contextul în care în decembrie importurile au depășit a nu știu câta oară exporturile, iar deficitul s-a dus spre 1,5 miliarde pe lună. Da, deci practic în momentul de față România este într-o situație de creștere a datoriei externe, interne. Banca Națională a anunțat acum 2 zile creșterea dobânzii de referință. Da, și deci trebuie să ne așteptăm la multe lucruri bune, în ghilimele, în următoarele zile și luni. Deci, în eu vă spun zile, că PSD a uitat de mult de programul de guvernare. E o chestiune care se resimte. Fiecare dintre noi, domnul Brudușanu, o să ne spuneți, domnule, stați un pic, că am mărit salariile, că am redus taxe, că am anulat taxe și așa mai departe. Lucrurile nu se resimt tocmai bine și mai ales această revoluție fiscală la care dumneavoastră v-ați gândit și pe care ați și pus-o în aplicare a dat toate planurile peste cap. Totul se va clarifica la următorul salariu. Oamenii vor ști, oamenii încă nu știu la ce să se aștepte acum, da, vis-a-vis de acest aspect. Da, faptul că noi nu știm sau că oamenii nu sunt ei foarte convinși și foarte lămuriți în ceea ce privește această revoluție fiscală nu înseamnă că e ceva rău. Exact cum a spus și dumneavoastră, toată lumea, toți angajații vor resimți această, cum ați numit dumneavoastră, revoluție fiscală, într-adevăr, la sfârșitul lunii, atunci când ei vor fi remunerați și vor vedea dacă le va scădea sau nu le va scădea salariul. Noi spunem că nu se va ajunge la situația de a se scădea salariile, pentru că a crescut salariul minim pe economie și atunci nu ar avea voie ca cineva să aibă salariu mai mic. Cât privește programul de guvernare, noi zicem faptul că încercăm pe cât posibil ca acest program de guvernare să ducă, să fie dus la bun sfârșit. Aceste evenimente neplăcute, gen evenimentul cu pedofilul polițist din București. Asta sunt chestiuni pe care vi le provocați de unii singuri în interior. Asta nu este o explicație că apar astfel de situații. Dumneavoastră vă dați singur la... Nu sunt lucruri care nu pot fi controlate, doamna Miseilescu. Nu ai cum să controlezi. Și asta pentru că, nu, evident că nu. Nu poți controla, dar poți să gestionezi altfel situația în relația premier-ministru. Adică faptul că s-a ajuns aici nu este vina nimănui din afară, este doar vina dumneavoastră în interiorul partidului și lipsa de comunicare, că tot vă legați dumneavoastră de comunicare care în momentul ăsta lipsește și la Gorj și la centru. E clar că și acolo se împart polii de putere și e clar că și acolo încercați să vă... Nu se știe sigur
către cine să mă îndreptați privirea? Spre Tudose, care tinde să prindă teren, sau spre Dragnea, care încă are, se își manifestă puterea în interiorul partidului? Dumneavoastră ați văzut că au existat declarațiile colegilor și la nivel central și spuneau că partidul trebuie condus în liniște și e nevoie ca partidul să simtă existența unui președinte executiv, a vicepreședinților. Mi s-ar părea normal ca deciziile să fie luate de comun acord. Nu știu, așa văd eu lucrurile. Și la fel se poate întâmpla și la Gorj. Deciziile trebuie luate de comun acord. E adevărat. Cum vedeți situația, domnule Berca, vis-a-vis de cazul polițistului pedofil? Cine ar trebui să răspundă în primul și primul rând? Capul cui să cadă? De la șeful lui direct până la ultimul superior ierarhic din structură. Ministru, explicați un pic, că sunteți foarte dur cu această declarație. Bun. De ce să răspundă ministru pentru o chestiune polițiștilor, de exemplu, pe care chiar el trebuie să o regleze? Presupune niște lucruri de acolo. Deci, da, momentul în care vine fișa de la psiholog și arată ministrului că omul este stabil. Dați-mi voie să... Cinstit, de ce să-și dea demisia ministru? Stați ca să-și explice raționamentul și... Vă rog. Să raționăm pe ceea ce are ieșit în urma acestei anchete. Vă rog. Că acest om a mai avut deviații de comportament. Acest om mai a fost... Da, a citit chestia asta. Da, da. Deci acum câțiva ani a mai avut o problemă cu o femeie pe care a vrut să o agreseze, a agresat-o, nu știu ce... Și așa mai departe. Jandarm și așa mai departe. Eu personal, în condițiile în care am o problemă de felul ăsta, procedez la un second opinion. You know? Adică, bun, acel psiholog care... Și cine să emită această opinie? Un medic specialist. Adică în momentul în care apare un astfel de caz, un astfel de caz este obligatoriu... Omul trebuie trimis la alte investigații, exact, da? Către cel care decide, să spun așa, măi, eu am un caz în care un salariat al meu... De acord, ce ziceți, da, aici? Are o problemă, da? Dar îl anunț pe șeful meu și dacă ăla decide, se întâmplă pe lanț trofic, știți? Îl trimite. Dacă nu decide, face și el la rândul lui. Da, da. Ori, din punctul meu de vedere, aceste lucruri nu ajung la minister, domnul. Ba da, pentru că e vorba de proceduri, doamna Bordușanu. Domnul Berca, prima etapă este la șeful superior, da? D'accord. Dacă el zice, acoperă unii pe alții, vorbiți despre asta, vedeți, asta vreau să spun și eu. Acum, Carmen Dan, ce făcu? Zise că-l demite pe șeful IPJ, nu? Și veni ăsta, da? Zise că-l pune pe Ioniță. Care Ioniță, săracul de el, stătea cu gearba în proțap la antecamere, zice, domnule, nu vreau. Deci femeia asta vrea să destructureze, da? Poliția română. Să taie capul, da? Noroc, tătu Dumnezeu, că domn Tudose, om cu păr alb, și cu maturitate și cu probabil cea experiență de viață. Demite ministru. Și să, bă, stai că nu e așa, băi, cum zice madam. Dar eu vă spun că asta este problema. Este problema de a respecta. În regulă. Haideți ca să vă mai întreb ceva. Să facem un exercițiu de imaginație. Face deci, regulă acolo. Nu, Berca, doamna Bordușanu. Bine, pleacă ministru, da? Nimeni altcineva nu răspunde pentru chestia asta. Așa. Doamne, da, e o problemă de sistem, înțelegeți. Absolut. Despre ce vorbesc. Da. Oamenii ăia... Nu schimbă absolut nimic. Doamne, stați un pic și așa noi nu plătim. Pleacă ministru, foarte bine, la revedere. Dar rămâne problema. Deci, rămân oamenii aia care l-au acoperit pe pedofilul ăsta, suspect în 15 cazuri, doamna, de pedofil. Doamna, nu poți, doamna, așa. Doamna, n-ar trebui să rămână nici aceea. Să fac o recomandare? Da, vă rog. Da? Aia ce v-am spus mai devreme. Deci ministrul ăsta care o fi, dacă pleacă Carmen Dan, dacă nu pleacă, poate așa să rămână. Deci să vadă unde este problema. Așa. Să se ducă să identifice cauza. Păi asta ar trebui să facă, nu? Păi stați puțin, dar asta ține de guvern. Dumnezeu. Pentru că acolo există o legislație care reglementează funcționarea. Legislația este și acum. Dacă ar fi tocmai respectat, nu s-ar ajunge la astfel de două explicații, îmi dați voie. E că legislația este prea permisivă. Da, fie că nu-i respectată. Fie că nu se respect. Cred că varianta a doua. Bun.
Dacă nu este prea permisivă, se schimbă. Dacă nu se respectă, se schimbă și se pun penalități și răspundere juridică și ce vreți noastră, delictuală și oricum. Deci se năsprește pedeapsa. Deci tot la legislație, tot la guvern venit. Pe de altă parte, tot la responsabilitate. Pe noi ne caracterizează o stare ca din român? Asta. Poftiți? Da, pe noi românii. Ne caracterizează starea asta de acceptarea tot ceea ce ni se petrece. Noi vrem să cadă capul celui mai mare dintre ei. E o problemă de imagine în momentul de față asupra poliției române, a poliției române, pe care odată cu plecarea lui Carmen Dan se va rezolva. Nu vor mai, opinia publică nu va mai cere alte măsuri. Asta e problema noastră. Suntem superficiali. Ne mulțumim cu ce ni se... Dacă îmi permiteți și mie. Vă ascult. Mai avem. Nu mai este timp? Ba da, vă ascult. Să mai vorbești. Dacă îmi permiteți și mie. Repet și mențin ideea. Nu văd necesară plecarea ministrului Carmen Dan. Văd necesar următoarele lucruri. Trebuie foarte bine văzut și mers pe textul de lege. Și văzut ce s-a întâmplat aici. Dacă se impun și cu siguranță se impun ca oamenii legii să fie analizați prin testați psihologic de mai multe ori. Este clar și că... Și poate de, cum spunea domnul Berca, oameni din afara sistemului. Am înțeles că acele teste sunt destul de învechite. Trebuie actualizate. Poate că e binevenită o a doua opinie, cum zicea domnul Berca. E clar că superiorii acolo, din punctul meu de vedere, în interiorul brigăzii, s-a întâmplat ceva. Este imposibil să nu vezi în atâta timp că omul respectiv are un comportament, hai să nu-i spun ciudat, mai aparte. E foarte curios, eu nu știu dacă dumneavoastră dețineți informația, e foarte curios care a fost pe toată perioada asta de când s-a transferat de la jandarmi, care a fost atitudinea, care au fost reacțiile superiorului direct la ceea ce exact, acțiunile polițistului. Pentru că era cel mai în măsură să vadă, să observe, interacționând zi de zi cu sau periodic cu dumnealui. Ce a făcut superiorul direct? Mai departe, o luăm pe fir. A raportat că au niște rapoarte de dat. A raportat, a sesizat perioada la situația la superiorii dumnealui. Dacă da, superiorul respectiv, ce a făcut mai departe? Adică chiar trebuie mers pe fir. Și undeva lucrurile s-au blocat. Păi da, despre asta e vorba. Eu spunea domnul Berca, ori nu se respectă legea, ori legea e proastă. Vă ascult, da. Pe final, deci, doamna Bolușanu are o atitudine corectă, dar în schimb domnul Dragnea, domnul Vădălău și așa mai departe, în momentul de față, sunt cu totul interesați de modificarea legilor justiției, astfel încât aleșii locali să scape, de exemplu, de acuzații de abuz în serviciu cu sume de până în 200.000 de euro. Asta e altă discuție. Nu e. Deci, pe de o parte, dumneavoastră cereți ca polițiștii deci să respecte legea și să fie oamenii aia pe care ni-i dorim cu toții. Da? Eu vreau să pun să scot în evidență ipocrizia asta de partid. Care ipocrizie? Asta, prin care dumneavoastră cereți unora. Deci dumneavoastră cântăriți lucrurile cu două măsuri. Deci cereți polițistului, cereți omului să se conformeze și să respecte legea, iar pe de altă parte capii dumneavoastră vor să modifice legile justiției astfel încât să scape de dosare și de acuzații. Nu, vor să modifice legile justiției ca magistrații să aibă și ei o răspundere. Formidat. Domnul, nu scoateți din asta context. Este. Păi nu, ce este? Asta este. Mi se pare absolut esența. Normal ca procurorul și judecătorul să aibă o responsabilitate. Mi se pare normal să răspundă păi și el. Așa cum, dar nu sunt trași la răspundere și nu se respectă. Nu sunt trași la răspundere, despre ce vorbim? Da. Legislația există păi, și acum. No, deci da, eu, dar legislația există în aplicare. Răspunderea magistraților există. Extrem. Manual de specialitate, de măhnit, da? Și atât. Da. De măhnit, dar ce vă garantează că pe viitor vor fi respectate? Despre asta e vorba. Cine? Nu tot ei le vor pune, nu tot ăia vor fi cei care vor trebui să tragă la răspundere pe ăștia care greșesc acum. E o chestiune ei între ei. Să se respecte legea. De acum, ea, sigur că în parte trebuie modificată. Stai să spun că n-a fost modificată suficient.
se va respecta, da, din momentul în care trei sferturi din membrii PSD li se vor albi cazierile. Haideți, domnule. Suntem la final, vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Este, reprezintă un subiect politice și de ce... realitate. Mulțumesc și eu pentru invitație. Da, e un subiect foarte, foarte interesant. O să îl lansăm cu și altă ocazie. Facem o dezbatere pe legile justiției ca să putem ne vedem explica. Într-un, în același cadru și discutăm. Doamnelor, domnilor, ne revedem mâine. Toate cele bune. Mulțumesc. Da, să-mi